Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Iubită Biserica Domnului Iisus Hristos, în urma acestui timp de închinare, de cântare, de rugăciune, sufletul nostru este pregătit să asculte cu demnitate Cuvântul Domnului. În această seară, darurile vindecărilor sau darul vindecărilor, lecția numărul 6 din ciclul Darurile spirituale. Să ne luăm un timp pentru un cuvânt de introducere. Prin darul vindecărilor se înțelege acțiunea supranaturală a puterii lui Dumnezeu care vindecă bolile cu sau fără punerea mâinilor, cu sau fără rostirea unor cuvinte, cu sau fără atingerea unor oameni sau obiecte, cu sau fără rugăciune verbalizată. Fenomenul vindecărilor prin puterea lui Dumnezeu a fost bine cunoscut în vremurile biblice. Domnul Iisus Hristos, în activitatea de pe pământ, profeții și apostolii au predicat pocăința și au făcut vindecări. În Noul Testament, cuvintele folosite pentru vindecare sunt la plural. Spre exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 12, sunt trei versete care vorbesc despre darul vindecării. Două dintre ele sunt la plural. Adică darurile vindecărilor, nu darul vindecărilor. Din punct de vedere biblic, se spune darurile vindecărilor. Aceasta ne învață câteva lucruri. În primul rând, ne învață că darul vindecărilor nu este un dar permanent dat unui credincios, ci este doar un dar de manifestare, adică nimeni nu-l poate avea ca pe o proprietate personală în mod permanent, ci doar puterea lui Dumnezeu se manifestă din când în când, o dată sau de mai multe ori în viața unui credincios pentru vindecarea altora. În al doilea rând, asta ne învață că manifestarea darului vindecărilor este dat credinciosului care se roagă, nu persoanei bolnave pentru care se face rugăciunea. Credinciosul se roagă pentru mai mulți bolnavi, deci pentru mai multe vindecări. În al treilea rând, asta ne învață, probabil, că există câte un dar de vindecare pentru câte o boală sau pentru câte o categorie de boli. Cu alte cuvinte, pentru fiecare boală sau pentru fiecare categorie de boli, foarte probabil că există un dar de vindecare și pentru că sunt multe boli, sunt multe daruri de vindecări. Desigur, mai pot exista și alți factori. Însă, dacă privim în Scriptură, observăm că nu întotdeauna bolnavii se vindecă atunci când noi ne rugăm pentru vindecarea lor. Și dacă ne-am gândit de ce nu se întâmplă întotdeauna, probabil că am ajunge printre altele și la următoarele concluzii. Datorită lipsei de credință a bolnavului, datorită lipsă de credință a celui care vrea să manifeste darul de vindecare, datorită unui păcat nemărturisit al unuia sau al altuia, datorită unui plan special pe care Dumnezeu poate să-l aibă cu persoana bolnavă, ca și în cazul lui Pavel. Pavel se roagă la Dumnezeu să-l vindece și Dumnezeu spune, n-am să te vindec.
ai să rămâi cu acest handicap fizic în viața ta, pentru că harul meu îți este suficient ca să-l poți purta. Vreau să observăm acum în Scriptură care sunt cauzele bolilor. În al doilea rând, care sunt cauzele bolilor? Prima cauză a bolilor este păcatul. Observați că nu spun păcatele. Între cuvântul păcate și între cuvântul păcat e mai mult decât diferența de gen, singural, singular sau plural. Păcat nu înseamnă o comitere, o omitere sau, cu alte cuvinte, o încălcare a voiei lui Dumnezeu, ci înseamnă poziția de păcătos pe care o ai în fața lui Dumnezeu. Când citim în Biblie, păcatul îl desparte pe om de Dumnezeu, nu înseamnă că un anumit păcat îl desparte pe om de Dumnezeu, minciuna sau furtul sau altceva, ci păcatul ca și compoziția naturii umane de păcătos îl desparte. Când citim despre păcate, e vorba despre fiecare păcat în parte și toate puse la un loc. Când citim despre păcat, citim despre poziția lui față de Dumnezeu, poziția lui de vinovăție în fața lui Dumnezeu. Păcatul este cauza primară a bolilor. Nu neapărat păcatele de comitere sau de omitere, ci păcatul ca și poziție, ca și stare spirituală, ca și om despărțit de Dumnezeu. În al doilea rând, o a doua cauză poate fi un plan direct al diavolului, ca în cazul lui Iov. Dacă privim în cuvântul Domnului, frați și surori, observăm că Iov a fost un om care se temea de Dumnezeu. Nu a fost o persoană imorală, a fost un om cinstit, un om iubit de Domnul, un om care îl iubea pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu îi permite diavolului un plan direct împotriva lui, un plan prin care se testează credincioșia lui. Aceasta poate fi o altă cauză a bolilor. Călcarea unor legi naturale poate fi o a treia cauză. În momentul în care ne permitem exces, un mod de viață nesănătos, dezechilibru în problema somnului, alimentației, muncii, medicamentelor, stresului, organismul poate fi supus la presiuni de dezechilibru extraordinar de mari și atunci inima, ficatul, stomacul, sistemul nervos, sistemul psihic poate ceda. Un mod nesănătos de viață poate conduce la îmbolnăvire. Sunt persoane care se îmbolnăvesc doar datorită unui mod nesănătos de a trăi, de a munci, de a mânca, de a se odihni. În al patrulea rând, o pedeapsă divină pentru o anumită neascultare personală. În Fapte, în capitolul 5, versetele de la 3 la 6, citim cuvântul Domnului. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta. Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei. Cum de s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, omule, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit aceste cuvinte, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a dat peste toți cei care ascultau aceste lucruri. Ce fel de păcat a făcut Anania? A mințit. Observați că există cazul, există situația în care Dumnezeu poate să întrerupă viața cuiva sau să permită o boală ca o consecință nu neapărat a păcatului, ci a păcatelor, a unui păcat personal, a unui păcat individual pe care omul și-l permite. Dar niciodată nu se întâmplă la prima abatere, ci se întâmplă la o repetare obraznică a aceluiași păcat. Când omului se oferă situația să fie iertat și o nouă șansă a unei noi zile să nu-l mai practice și el îl face din nou, și îl face și mâine, îl face și poimâine și tot timpul încearcă să se scuză spunând, ei, ce să faci, așa sunt eu. Așa sunt eu nepocăit, așa sunt eu obraznic, așa sunt eu fără caracter. În al cincilea rând, o altă cauză a îmbolnăvirii poate fi un atac demonic.
În Marcu, capitolul 5, versetul 2, citim cuvântul Domnului. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat dată un om care ieșea din morminte. El era stăpânit de un duh necurat. Acest duh necurat îi controla mintea și îl determina la un comportament ieșit din comun de ciudat. Omul acesta se arunca în foc, se arunca în apă, nu mai avea control. Instinctul de conservare pentru ființa lui nu mai funcționa. Era un om care singur se expunea la rănire, la îmbolnăvire și poate chiar la sinucidere. În al treilea rând aș vrea să observăm metode de vindecare. Prima metodă de vindecare în îmbolnăviri, indiferent de care, este metoda de vindecare naturală. Asta înseamnă știința medicală în primul rând, adică tratamente, operații, medicamente. Știința medicală este încurajată de Biblie. Biblia nu este împotriva medicamentelor, nu este împotriva spitalizării, nu este împotriva operațiilor, nu este împotriva internării, nu este împotriva acceptării și primirii de ajutor medical. Dimpotrivă, noi primim harul acesta ca fiind de la Dumnezeu. Citim despre Pavel că l-a sfătuit pe Timotei să accepte un medicament băbesc al vremii, adică în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 23, Pavel spune să nu bei numai apă, după cum ai tu obiceiul. Te rog să bei și câte puțin vin. Da, ai grijă să fie puțin. Dar atunci când bei puțin vin, motivul tău să fie stomacul tău care este bolnav. Pentru desele tale îmbolnăviri, bea și puțin vin. Pentru că puțin vin îți va face bine la stomac. El va fi un pansament gastric. El va fi un medicament pentru tine. O altă metodă naturală de vindecare este consilierea creștină. Sunt situații în care oamenii ajung în depresie, se prăbușesc din punct de vedere psihic, nervos, intră într-o stare de disperare permanentă care le cuprinde ființa. Și atunci este bine să meargă la un păstor sufletesc, la un consilier creștin, la un om cu experiența vieții și cu experiența cu Dumnezeu, care știe să diagnosticheze cauza fricii de care el suferă și să-l sfătuiască, să îl îmbărbăteze și să-l pună pe o cale a speranței și a bucuriei, în așa fel încât persoana respectivă să iasă din depresie și să redevină un om normal, să primească echilibru psihic, echilibru nervos. O altă metodă este odihna. Odihna este o metodă fundamentală pentru omul bolnav. Aduceți-vă aminte când Ilie este în depresie, Dumnezeu îl trimite să doarmă. Îl trimite să mănânce și să doarmă. Deseori ne propunem să întoarcem America pe dos și să o băgăm în buzunar. Și uităm să dormim, uităm să mâncăm, ni se pare că suntem din familia lui Greuceanu. Greuceanu este o poveste românească, un mit al unui om care făcea minuni. Însă nu suntem decât oameni. Indiferent de constituția fizică, de pregătirea intelectuală, indiferent de abilitățile profesionale, rămânem doar din carne și avem nevoie să ne odihnim. Și câteodată doar o boală ne mai aduce aminte că trebuie să mai și dormim sau trebuie să mai și mâncăm. Dincolo de metodele naturale care sunt la îndemâna noastră și presupun echilibru și grijă pentru trup, există metode supranaturale. În primul rând este rugăciunea făcută cu credință. În Iacov, în capitolul 5, versetul 15, citim: rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Adică o rugăciune făcută cu credință este o metodă pentru ca Dumnezeu să lucreze în trupul unei persoane bolnave. Iacov 5:15. O a doua metodă este ungerea cu un de lemn. Este vreo unul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Iacov 5:14. Ungerea cu un de lemn, după aceasta rugăciunea cu credință, sunt metode biblice pentru omul unde medicamentele, unde odihna, unde consilierea nu mai are efect.
Punerea mâinilor. Fapte 9, 17 la 18. Anania a plecat și după ce a intrat în casă și a pus mâinile peste Saul zicând: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea, când și-a pus mâinile peste el, chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a recăpătat vederea. Un alt moment, o altă metodă supranaturală poate fi cina Domnului. Și acum vă rog să mă ascultați cu multă atenție, pentru că sunt două categorii de oameni vis-a-vis de ceea ce urmează să spun acum. Unii care cred mai mult decât Biblia ne încurajează să credem la cina Domnului că se pot face vindecări, și alții care nu cred nici atât. Acum ascultați-mă cu atenție, frați și surori, și lăsați ca învățătura Bibliei să corecteze învățătura noastră dacă ea nu este corectă. Citim în 1 Corinteni, capitolul 11, versetele de la 28 la 32. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Ce înseamnă asta? Înseamnă să se uite în interiorul lui, să identifice vinovăția și să-și ceară iertare, să se mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Atenție! Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda, pedeapsa, vinovăția lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Atenție! Din pricina asta sunt între voi neputincioși, sunt între voi bolnavi și nu puțin dorm. Cuvântul de aici, nu puțin dorm, este cuvântul pentru mort. Noi știm bine că în limbajul biblic și în limbajul religios, când cineva moare, noi spunem a adormit, a trecut la Domnul. Aici, în limba greacă, și nu puțin dorm, nu se referă la a dormi spiritual, ci se referă la moarte, la dormire fizică. Adică Dumnezeu ți-a sufletul, ți-a duhul de viață, trupul se duce în țărână și tu mergi la cele veșnici, adormi pentru veșnicie. Acesta este cuvântul folosit aici. Însă ceea ce vreau să vă spun este că Biblia spune: din pricina aceasta sunt între voi neputincioși și bolnavi. Observați, frați și surori, încă o metodă supranaturală de a hotărâ ce faci: rămâi în boală, în neputință sau te vindeci. Întotdeauna când accepți ca să păstrezi un păcat nemărturisit și îți permiți să te duci la cina Domnului și să te împărtășești, riscul să fii bolnav, riscul să fii neputincios, riscul să mori este foarte mare. Riscul să te însănătoșești dacă îți mărturisești păcatele la cina Domnului este la fel de mare. Și aceasta depinde de atitudinea mea, depinde de atitudinea ta. Din pricina aceasta, spune Domnul în cuvântul său. În al patrulea rând, frați și surori, aș dori să observăm care sunt piedicile în calea vindecărilor supranaturale. Acum nu mai vorbim de vindecări naturale, pentru că nu este nevoie să ni se prezinte de la amvon într-o biserică lucruri omenești și absolut obișnuite pentru fiecare. Știința ne învață suficient ca predicatorii să nu facă asta, oricum eu nu aș avea competența să vă sfătuiesc din punct de vedere medical ce trebuie să faceți. Însă am să fac asta din punct de vedere biblic, cu toată modestia, și vă cer cu o inimă curată să mă ascultați. Piedici în calea vindecărilor. Prima piedică și de departe cea mai mare este nemărturisirea păcatelor. Nemărturisirea păcatelor. Aduceți-vă aminte de diferența pe care o făceam în introducere între păcat ca poziție și între păcate ca infracțiune în fața justiției lui Dumnezeu. Iacov 5:16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă pentru unii pentru alții ca să fiți vindecați. De ce? Ca să fiți vindecați. Mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați. Mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați. Frate și soră, când ajungi bolnav,
Când nu mai ai nicio soluție în medicamente, în doctori, în operație, adu-ți aminte de cuvântul Domnului, ești responsabil pentru starea ta spirituală. Mărturisește-ți păcatele, roagă-L pe Duhul Sfânt să îți aducă aminte de orice urmă de vinovăție, în așa fel încât să nu mai rămână niciun zid de despărțire între tine, omul care ai nevoie de atingerea Duhului, și între Dumnezeu care te poate atinge. Mărturisește-ți păcatele, mărturisește-ți toate păcatele. Orice păcat nemărturisit este un zid între tine și vindecare, este un zid între tine și Dumnezeu. Mărturisim păcatele, zidul se prăbușește. Mărturisiți-vă păcatele ca să fiți vindecați. Cea mai mare piedică în calea vindecării supranaturale este irresponsabilitatea de a păstra păcate în inimă fără ca să ai îndrăzneala și pocăința necesară să ți le mărturisești. Din mândrie, din orgoliu, din nepocăință, din neatenție, din ignoranță, din neînvățătură, din... O a doua mare piedică în calea vindecărilor este necredința. Marcu 11:24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Orice lucru veți cere, să credeți că l-ați și primit. Și dacă veți avea puterea să credeți că l-ați primit, îl și aveți. În momentul în care nu credeți că l-ați și primit și vă rugați fără să credeți, asta se numește necredință și este o piedică. Necredința este a doua mare piedică în calea vindecării supranaturale. Marcu 6:5-6. N-a putut să facă nicio minune acolo. Unde acolo? Vă rog să observați ce înseamnă acolo. Ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Și acum ascultați-mă că vreau să fac o aplicație practică. Deseori, cei mai mulți predicatori, păstori și proroci nu pot face lucrări mari în localitatea unde trăiesc de mulți ani, în bisericile unde sunt membri. Nu au eficiență. Mai mare eficiență au când se duc undeva musafiri și nu sunt cunoscuți. Frații și surorile nu le cunosc slăbiciunile. Nu cunosc bârfele care se spun despre ei și le strică imaginea. Ei, venind pentru prima oară acolo, trec de niște slujitori ai lui Dumnezeu curați. Și biserica, necunoscându-i, se uită la ei ca niște sfinți. Dar când sfântul ăsta se mută acolo, începe și el să își arate slăbiciunile, pe marginea slăbiciunilor lui se spun o grămadă de lucruri neadevărate, o grămadă de exagerări, biserica aude că e așa, că e așa, că e așa, că e așa, și dintr-o dată biserica nu mai poate să creadă că un om care e așa și așa și așa și așa și așa mai poate să lucreze Domnul prin el. De aceea omul ăla în casa lui, în biserica lui, nu mai poate să facă vindecări, nu mai poate să facă lucruri extraordinare. De ce? Nu datorită lui, ci datorită publicului care nu îi mai dă valoare. De ce? Oamenii aceștia sunt manipulați să creadă că acest bărbat este un om rău. Cel mai mare pericol atunci când ne denigrăm slujitorii este faptul că nu mai avem putere să vedem în ei oamenii prin care lucrează Dumnezeu. Ne uităm la ei ca niște oameni mai vinovați decât oricare altul din biserică. Și nu mai putem să credem că Dumnezeu lucrează prin păstorul ăsta. Prea multe lucruri rele am auzit spunându-se despre el. Despre el, despre nevasta lui, despre copiii lui, am auzit că este așa și așa și așa, Domnul nu poate lucra prin ăsta. Hristos Domnul, în locul unde a crescut și unde îl cunoșteau vecinii și oamenii, n-a putut să facă minuni. Nu eu, Hristos! Vă puteți imagina, frați și surori, cât de nenorocită este lucrarea diavolului ca să denigreze slujitorii? Dacă vrei să distrugi o biserică, distruge-i slujitorii. Dacă vrei să distrugi copiii unei familii, distruge-i părinții. Dacă vrei să distrugi o companie, distruge-i imaginea. Spune-i că compania aceea, în loc de medicamente, îți dă o travă, că mor dacă închizi medicamentele alea. Spune-i că restaurantul ăsta îți dă să mănânci șoarici, pisici, gândaci și nu va mai merge nimeni să mănânce acolo. Fă un nume rău unei companii și va falimenta. Fă un nume rău păstorului sau păstorilor unei biserici și atunci vei vedea că membrii bisericii se împuținează, audiența se micșorează.
harul și atmosfera spirituală la serviciile divine devine din ce în ce mai încordată. De ce? Pentru că imaginea acestor bărbați spre care privesc 2000 de ochi în această seară, privesc cu îndoială, cu suspiciune, cu neîncredere. De ce? Vine diavolul și îți folosește anumiți oameni care vin și ei în adunare și spun despre acești oameni, ăsta e dirijor? Vai de el! Ăsta e păstor? Vai de el! Ăsta e membru în comitet? Vai de el! Și oamenii aud. Aud astăzi, aud mâine, aud poi mâine. Ei n-au de unde să verifice dacă e adevărat sau nu. Ei cred. Mai ales dacă spiritualitatea lor este mică și mai ales dacă relația lor personală cu omul acela, ca să-l cunoască personal, este firavă, este subțire. Frați și surori, vă aștepta să se facă minuni în biserică. Vreau să vă întreb, câți dintre slujitorii de aici le dați dumneavoastră creditul că sunt atât de duhovnicești în inima dumneavoastră, încât Dumnezeu poate să lucreze prin ei? Păi dacă păstorul e bandit, dacă păstorii sunt bandiți, dacă comitetul e bandit, vă întreb, vă așteptați ca să lucreze Domnul prin bandiți? Mă, oameni buni, ne distrugem singuri. Nu facem altceva decât lucrarea dracului, care vrea să ne pună împotrivă și să strice autoritatea și imaginea oamenilor pe care Dumnezeu vrea să-i folosească. Așa a făcut și cu Hristos și așa face și cu noi. De aceea Biblia vorbește, cei care fac partide, cei care denigrează, trebuie dați afară din biserică. Nu-i subiectul predicii mele ca să vă citesc 20 de texte care spune că oamenii aceștia trebuie dați afară ca și curvarii, ca și toți cei care fac păcate grave. De ce? Pentru că pune sub semnul întrebării loialitatea, fidelitatea, spiritualitatea, imaginea unor slujitori și biserica se uită la ei ca niște vinovați, ca la niște păcătoși și nu le mai dă credit în inimă, nu mai cred în lucrările lor. Și asta este o mare piedică, o foarte mare piedică. Dacă nu respecti un slujitor, nu-i asculți predica, te întorci cu spatele. Dacă nu respecti un cântăreț, nu-i asculți cântarea. Dacă nu respecti un păstor, nu-i asculți slujirea, n-ai nevoie. Când se urcă la amvon și predică, nu poți să suferi. Te mănâncă pielea, vrei să pleci, te enervează. Măcar că predica lui e biblică, măcar că predica lui e teologică, măcar că omul vorbește din tot sufletul, tu personal nu-l suporți. Și pe cine nu suporți, nu-i poți suporta predica, nu-i poți suporta rugăciunea, nu-i poți suporta punerea mâinilor. Oameni buni, au mai rămas în biserica asta persoane cărora să le dați creditul dumneavoastră? Pentru că trebuie să lucreze și aici Dumnezeu prin cineva. Prin cine dacă toți sunt vai de ei? Aveți grijă, frați și surori, pentru că sunteți vinovați și de ce faceți și spuneți personal și de relația dumneavoastră cu anumite persoane și grupuri care se ocupă cu așa ceva. Ocupați-vă cu lucruri sfinte. Ocupați-vă cu relații duhovnicești. Aveți cuvinte de încurajare că destul diavolul vrea să ne distrugă pe noi și copiii noștri. Suntem o biserică asediată de peste tot. Și diavolul vrea să trimită și în interior armata lui ca să ne pună unii împotriva altora prin zvonuri neadevărate, prin exagerări, prin suspiciuni, prin bănuieli și să nu ne mai dăm unii altora creditul că suntem bărbații lui Dumnezeu. Dacă dumneata vei veni să faci o lucrare spirituală și eu nu cred că ești un bărbat al lui Dumnezeu, eu nu voi asculta ce spui. Pentru că nu prezinți încredere spirituală pentru mine. Eu nu te văd ca pe un om al lui Dumnezeu. Eu spun, lasă-mă în pace. Dar când vine un musafir, poate fi el cât de neisprăvit, pe ăsta nu-l cunoști și cași gura. Și zici, ăsta da să vină la noi. Dar 2 luni să vină la noi, l-am băgat în rândul celor cu... Că așa e omul, oameni buni. Asta nu e atitudine duhovnicească. Asta nu vine de la Duhul Sfânt. Asta nu încurajează minunile pe care le așteptăm. Asta nu încurajează spiritualitatea. Și acum vreau să vă întreb, în biserica aceasta nu sunt destui oameni duhovnicești ca să vadă pericolul denigrării? Nu sunt destui oameni duhovnicești ca să vadă pericolul în care ne aflăm și să spună oprește-te! Oprește-te! Că e în joc familia mea, copiii mei și sufletul meu!
da. În această biserică mai sunt destui oameni duhovnicești care să se întoarcă cu autoritate sfântă. În situația în care la stânga sau la dreapta există un trimis al diavolului care lovește, care distruge, care denigrează și să-i spui, oprește-te. Eu am ieșit din lumea în care se practica lucrurile astea. Vorbirea mea și a ta trebuie să fie dreasă cu sare, trebuie să fie plină de har, trebuie să construiască, trebuie să ridice. Frații mei, nu distrugeți tinerii care astăzi sunt așa într-un picior între Dumnezeu și lume. Nu-i distrugeți! Puneți mâna și postiți și rugați-vă pentru ei, pentru că tânărul acesta este copilul meu sau al tău. E și el copilul cuiva. Nu-l împinge, nu-l disprețui, nu-l bârfi, nu vorbi de el, nu-l cleveti. Că mâine, poi mâine, îți va veni rândul, cu ce măsori ți se va măsura? Ce samen vei culege? Ai răbdare cu cei neîncercați. Ai răbdare cu cei tineri, cu cei fără experiență. Dă-i un timp, roagă-te pentru el. Cât timp te-ai rugat pentru cel care îl bârfești? Dacă nu te-ai rugat o zi, o săptămână, o lună, n-ai niciun drept să-ți deschizi gura. Acestea sunt piedici majore pentru lucrările spirituale, nu numai pentru vindecări. În al treilea rând, frați și surori, un spirit neiertător este o altă barieră în calea vindecării. Pentru că atunci când te rogi să fii vindecat tu sau altul, trebuie să ierți. Marcu 11, 25-26, și când stați în picioare, să vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta. Atunci când te rogi pentru vindecarea ta sau a altuia, gândește-te dacă mai sunt oameni pe care îi urăști. Aici faceți diferența și priviți în sufletele dumneavoastră. Dacă mai sunt oameni pe care îi urăști, degeaba te rogi. Rezolvă-ți problema. Un al patrulea obstacol este frica. Frica aduce îndoială, aduce necredință. 1 Ioan 4,18. În dragoste nu este frică și dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme nu a ajuns desăvârșit în dragoste. Omului care este frică nu va avea libertatea să ceară de la Dumnezeu, pentru că lui este frică. El este înfășurat într-o frânghie a fricii, iar frica aduce pedeapsa. Cei care aveți frică, oameni ai lui Dumnezeu, aveți la îndemână toate resursele cerului ca să vă eliberați. Aveți la îndemână resursele lui Iisus Hristos și ale Duhului Sfânt. Nu stați în frică. Dacă singur nu găsiți în Biblie metode biblice ca să vă eliberați de frică, mergeți la un păstor, veniți la mine dacă vreți și întrebați, frate, ce trebuie să fac să scap de frică? Tu, creștin născut din nou, în care locuiește Duhul Domnului, nu-ți poți permite să trăiești o viață de frică. Dacă îți poți permite să trăiești o viață de frică, care mai e diferența între tine și un om care nu-L are pe Domnul? Un ultim lucru ca o barieră, măcar că aceasta nu e ultima, este un mod nesănătos de viață, unde legile naturale au fost și continuă să fie încălcate. Dacă faci anumite excese în viață, până la urmă vei plăti mai devreme sau mai târziu. De aceea este bine, frați și surori, să privim și la modul nostru de viață. În al cincilea rând, haideți să observăm cum se manifestă darurile de vindecare. În Biblie observăm că manifestarea darurilor de vindecare este declanșată de anumite manifestări fizice. Adică, aproape întotdeauna când pe paginile Bibliei a fost făcută o vindecare, aproape întotdeauna cel care a făcut vindecarea a manifestat fizic ceva anume, a spus ceva, a făcut ceva. Haideți să privim la câteva exemple. 1. Punerea mâinilor. Marcu 6,5.
N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Punerea mâinilor este o manifestare fizică, spirituală, pe care deseori o folosesc oamenii lui Dumnezeu atunci când rugându-se, cineva se vindecă la rugăciunea lor. Punerea mâinilor este un gest spre care Duhul Sfânt îl împinge pe slujitor pentru ca prin gestul de punerea mâinilor să se facă vindecarea. Este o acțiune fizică care declanșează vindecarea. Asta nu înseamnă că tot timpul când ne punem mâinile peste cineva, acel cineva se va vindeca. Dar deseori se întâmplă lucrul acesta. O a doua manifestare fizică este pronunțarea cu autoritate a unor cuvinte. Fapte 3:6. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Atenție! În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! Această afirmație a fost rostită de mii și de mii și de mii de ori de oamenii care s-au rugat pentru ei sau pentru altcineva. Au rostit aceste cuvinte știind că în dreptul numelui lui Hristos există putere de vindecare. Și oamenii au rostit numele Domnului. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, în dreptul autorității numelui lui Hristos sau în puterea sângelui Domnului Iisus. Această afirmație este foarte des rostită în contextul rugăciunii de vindecare. O a treia manifestare fizică care declanșează și însoțește vindecarea deseori este atingerea unor oameni, obiecte sau lucruri. Fapte 5:15. Scoteau pe bolnav pe ulițe și îi puneau pe pături sau pe așternuturi, pentru ca atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul dintre ei. Fapte 19:12. Peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinsă de trupul lui Pavel și îi lăsau boalele și ieșeau afară duhurile rele. Ioan 9:6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ, a făcut tină, adică praf cu scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și orbul acela și-a recăpătat vederea. A fost un gest fizic. Și putem să citim în Biblie despre foarte multe metode fizice pe care le folosesc apostolii, Domnul Iisus sau ucenicii. Manifestări fizice care declanșează vindecarea. Ele sunt foarte diverse de la un loc la altul. Și întotdeauna călăuzirea Duhului alege metoda, nu eu și prejudecățile mele. Apoi, împlinirea unei porunci poate fi încă un gest care declanșează vindecarea. 2 Împărați 5:10. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Numeri 21:8-9. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi la el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. I-a zis Elisei lui Naaman, du-te și de 7 ori bagă-te în apă. Împlinirea acestei porunci l-a dus la vindecare. În vechime, Numeri spune, uite-te la șarpe. A, dar ce rost are să mă uit la șarpe la acela? Fă ce-ți spun! Și cine se uita se vindeca. Împlinirea unei porunci. În ciuda credinței și a prezenței profeților sau apostolilor, nu s-au vindecat întotdeauna toți bolnavii pentru care s-au făcut rugăciuni. În Luca, în capitolul 4, versetele 25 la 27, citim. Ba, încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul și n-a plouat 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel, și totuși Ilie n-a fost trimis decât la una dintre ele, la văduva din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Ilie, și totuși niciunul dintre ei n-a fost curățit decât Naaman. N-au fost vindecați toți. Ioan 5:3-6, în pridvoarele acelea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Iisus când l-a văzut, s-a dus la slăbănoc și când l-a văzut, fiindcă știa că e bolnav, de multă vreme a zis, vrei să te faci sănătoși? El n-a mers la toți, el putea să-i vindece pe toți într-o clipă, dar totul s-a dus doar la unul singur. Închei cu al 6-lea punct, scopul darurilor vindecărilor.
Primul scop al darului de vindecare este eliberarea de sub apăsarea suferinței și vindecarea de boală a celor care sunt bolnavi și suferinți. Fapte 10 cu 38. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. În al doilea rând, vindecările sunt un semn care sprijină predicarea Evangheliei. Marcu 16 la 20. Ei au plecat și au predicat pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea prin semnele care îi însoțeau cuvântul Evangheliei. Atunci când vine un prieten în adunare și aude Evanghelia explicată, dacă se întâmplă și un lucru supranatural, atunci omul acesta este mai motivat și prin ce vede pe lângă ceea ce aude. În al treilea rând, întărește credința celor credincioși. Fapte 4, 29 la 33. Și acum, Doamne, întinde-ți mâna și uite-te la amenințările lor. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cu îndrăzneală cuvântul. De ce? Au văzut că Dumnezeu este cu ei. Pe timp ce se întâmplă lucruri pozitive în adunare, starea de spirit a bisericii crește. Pe timp ce se aud și se văd tot felul de lucruri slabe și negative, starea de spirit a bisericii scade. În al patrulea rând, glorifică numele lui Dumnezeu. Orice eveniment supranatural glorifică numele lui Dumnezeu. Marcu 2 cu 12. Îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Faptul că vedem anumite vindecări supranaturale ne determină să-L glorificăm pe Dumnezeu. Închei spunându-vă despre faptul că speranța noastră în crizele și suferințele vieții este pusă într-un Dumnezeu puternic și bun. Dacă ai ajuns într-o suferință pe care nu știe nimeni sau o mai știu și alții, dacă nu mai ai nicio soluție, dacă îți pui rugăciunea de multă vreme și cerul rămâne închis, ascultă cuvântul Domnului în această seară. La Domnul toate lucrurile sunt cu putință. Matei 19 cu 26. La Dumnezeul la care te rogi, toate lucrurile sunt cu putință. El poate să facă lucruri ieșite din comun, poate să vindece boli incurabile, își întinde mâna sau spune o vorbă și istoria se schimbă, legile naturale se opresc și pentru o clipă se modifică. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Speră, crede, nu dispera, nu-ți pierde încrederea în Dumnezeu, nu te opri să te rogi. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, așteaptă, mai roagă-te încă o dată, mai speră, mai strigă către Dumnezeu, pentru că asta s-ar putea să fie ziua ta. Nu dispera, nu da înapoi, nu-ți pierde nădejdea. Dumnezeu nu te-a adus până aici ca să te lase. Aș vrea în această seară să ne rugăm pentru cei bolnavi. Vă invit pe toți să vă ridicați în picioare. Dacă dintre dumneavoastră sunt persoane bolnave sau dacă reprezentați o persoană care este bolnavă, vă rog în această seară să ridicați o mână. Să stăm înaintea lui Iisus Hristos, care are orice putere și toată puterea în cer și pe pământ. Și să strigăm către El: ne-ai promis că prin sângele Tău vindeci păcatele și tămăduiești bolile, în autoritatea sângelui de pe Golgota. În această seară poporul Tău te roagă, privește la mâinile ridicate, Doamne. Vindecă și îndură-te în numele lui Iisus Hristos. Rămânem înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.